Oficialitățile județului au început să manifeste interes și să dea o mână de ajutor și sportului dâmbovițean. Primul pas făcut a fost către fotbal. Aninoasa va avea un mini-stadion cu nocturnă, iar stadionul Eugen Popescu a primit îmbunătățiri. Aici se vede că atunci când colaborează Consiliul Local cu Consiliul Județean și cu Universitatea Valahia și acționarii își dau mâna, primarul municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga, un împătimit al sportului, a declarat că în meciul din optim pe care îl va susține Chindia Târgoviște cu Dinamo București, fiecare târgoviștean ar trebui să fie alături de formație. Tot ceea ce vreau să vă spun este că toată Târgoviștea, trup și suflet, trebuie să fie alături de Chindia la meciul cu Dinamo. Indiferent de simpatiile pe care le avem în materie de fotbal, în acest moment trebuie să înțelegem că interesul Târgoviște este ca echipa noastră de suflet, Chindia Târgoviște, să bată pe Dinamo. Cu gol în minutul 91, cu gol în prelungiri, cu gol din 11 metri, cu gol din offside, cu Dumnezeu înainte, trebuie să-i batem. Asta este tot ceea ce ne dorim și cu toții sprijinim cu absolut tot ce putem. Cu cuvântul, cu gândul sau cu fapt. Pedilul orașului îl leagă amintiri plăcute și de ultima prezență din primul eșalon a Chindiei Târgoviște, care a fost între anii 1996-1998, atunci când echipa se numea GF Chindia Târgoviște, iar în lot erau jucători importanți precum Laurențiu Reghecamp. Ce mi-amintesc că s-a rupt plasa și eu comentam meciul la radio. Atunci eram singurul comentator în viață din municipiul Târgoviște, am comentat meciul și s-a rupt plasa. Deci dacă mai vreți detalii, vă pot da și altele. Și eram undeva în zona aceea. Evident, erau niște timpuri romantice pentru mine, în care făceam lucrurile din plăcere și acum le fac cu aceeași plăcere, însă de la un alt nivel și o altă dimensiune. Suntem alături de conducerea tehnică, de conducerea administrativă a clubului. Oamenii aceștia își fac treaba, să știți, în primul rând cu pasiune, pentru că ați văzut aici oameni care lucrează cu pasiune. Și mă refer atât la președintele clubului, cât și la antrenori, la toți cei din staff care efectiv vin din drag pentru Chindia aici și nu din alte considerente. Este echipa noastră pe care trebuie cu toții să o susținem, să o încurajăm atât de mult cât putem.